sunt două brațe cu buton care pot fi reglate la mai multe poziții și se pot bascula cu totul peste cap. La șofer mai sunt niște chestii interesante. În afară de controlul pentru geamuri, avem o întreagă unitate pentru încălzire suplimentară care se numește Webasto și care poate să facă și cald și rece, din câte se pare cu informarea asta de aici. De asemenea, toată partea asta de control a memoriilor pentru scaune, capitonaje aici, și un buton pentru dezactivarea senzorilor de alarmă internă și buton de deschidere a portbagajului. Și această siglă, făcută în onoarea firmei Alcoa, Aluminium Company of America, pentru sistemul acesta Audi Space Frame. Un film în care mașina asta a apărut și fix anul din care fix această mașină este fabricată, este și anul lansării acelui film, care conținea printre multe replici și scene interesante o întrebare sau de fapt o discuție între două personaje, în care unul întreba pe celălalt dacă a omorât vreodată pe cineva. Și acela a spus că n-a omorât pe nimeni, însă cu siguranță a rănit sentimentele cuiva. Eu nu-mi propun să fac asta astăzi, ci să insuflu opusul acelei senzații de sentimente de teamă, respectiv unele de plăcere și admirație pentru unul dintre cele mai reușite și discrete modele din lumea limuzinelor performante. Limuzină pe nume Audi S8, care s-a născut nu chiar în acest format, și tocmai de asta mi se pare că fix mașina asta este una interesantă, și filmul la fel de interesant în care mașina asta și-a făcut debutul mediatic este Ronin, ambele fiind fabricate, să zic așa, în 1998. Însă forma asta de caroserie a mai apărut în numeroase alte filmări, precum una din ecranizările Matrix a fraților Wachowski, care acum nu mai sunt frați, ci înțeleg că sunt surori, dar aia e o discuție pentru altă filmare. Și într-un format, să zic așa, tehnic diferit, nu S8, ci A8 cu motorizare W12 de 6 litri, a apărut în al doilea film Transporter cu Jason Statham, undeva prin anul 2002, pentru că în jurul anului 98, când a fost prima variantă de Transporter, acela conducea un 735, din câte mi-aduc aminte, și încă nu trecuse pe Audi, chestie care avea să se cam întâmple în ulterior, pentru că mai multe variante ale acelor ecranizări au trecut pe mașini Audi. Dar probabil cele mai cunoscute scene dinamice de condus și oricum unele dintre cele mai reușite scene de condus sunt cele din seria Ronin. Din filmul Ronin, de fapt, că este unul singur, acolo unde regizorul a vrut în mod special să toarne acele scene natural, fără vreun fel de încetinire de cadre de post-procesare. Pur și simplu, acele scene au fost filmate în timp real, fără pauze, și actorii au fost foarte solicitați. Se și vede la propriu oroarea pe fața lui Robert De Niro, care în film este șofer, blochează volanul cu genunchiul și trage cu o bazucă pe trapă. Însă, în realitate, era la propriu speriat, pentru că un pilot de Formula 1 era în dreapta, mașina era cu volan pe dreapta, iar ce vedeai tu ca fiind volan pe partea stângă era un volan montat la mișto, la propriu, și acel pilot conducea mașina cu până la 160 de km pe oră pe drumuri publice. Și este o premieră legată de acel film, când poliția municipală din Paris a făcut o excepție pentru a lăsa scenele alea să se întâmple, deoarece au vrut să atragă turiști cu acele filmări, prin faptul că până atunci nu se mai permiteau scene din astea de urmăriri. Alte scene foarte importante din industria filmului, care țin de mașini până la urmă, sunt, de exemplu, în acel film cu Steve McQueen numit Bullet, acolo însă unde scenele sunt, să zic așa, puțin aranjate, pentru că străzile sunt lăsate relativ libere și de multe ori acele cadre sunt accelerate, mașinile nu merg în realitate atât de repede și, în general, actorii acolo nu-și fac propriile cascadorii, dar în marea partea scenelor, Steve McQueen chiar conduce acea mașină. Și de asemenea, în filmul French Connection, unde Gene Hackman, unul dintre cei mai mari actori pe care i-a avut omenirea, a jucat
sau, mă rog, a interpretat practic acolo un comisar de poliție care este deseori implicat în diverse scene auto. Și legat de Ronin, această mașină are un partener foarte interesant acolo și anume Citroenul XM, care, da, n-a fost la fel de rapid niciodată pe autostradă, dar a fost mai confortabil din punct de vedere al suspensiei și a avut niște găselnițe de interior care îl făceau cumva să fie mai avansat decât această mașină, dar sunt două mașini dintr-un spectru total diferit. În primul rând, asta este nemțească și este făcută să meargă repede pe drumuri netezite, late și lungi, cum sunt autoband. Iar acel Citroen XM era gândit pentru țări cu drumuri în general înguste, hârtopite și pentru confort, nu neapărat pentru viteză. Deși nici aia n-a fost până la urmă o mașină lentă. Și cred că mașina asta a pavat, să zic așa, drumul pe care Audi a intrat în clasa premium. La acea vreme, nefiind neapărat considerat un producător premium, dar începuse să aibă recunoaștere ca fiind un producător cu tehnică auto desăvârșită. Și cred că această generație de 2 este cea care a sădit permanent acest nivel și continuă până astăzi. Pentru că oricâți hateri ar fi și ar spune că Audi este doar un Volkswagen mai scump, se înșeală marnic. Pentru că, în general, dezvoltările de tehnică motoare mari sunt făcute de către Audi, iar tehnica de bază, care nu înseamnă că e proastă, ci înseamnă că este gândită pentru mașini simple, ieftine, este făcută de către Volkswagen. Dar marele motor tehnologic al grupului este Audi și acum și Porsche, pentru că aceste două familii s-au reunit și la propriu și la figurat, pentru că au fost atât rude între ei, dar și companiile au ajuns să fie, să zic așa, parte din aceeași sinergie, conglomerat. Dar treaba cu Vorsprung und durch Technik, cum zic ei ca pronunție, este faptul că, sau e reprezentat de niște modele care au fost totuși în trecut. Și asta nu întâmplător a ajuns să fie o mașină avansată, pentru că Audi deja de mai bine de 10 ani făcea niște lucruri interesante din punct de vedere tehnic. Foarte mult timp Audi a fost, să zic așa, un producător care a avut niște platforme oarecum comune cu Volkswagen. Mult timp Passatul și Audiul 80 de la acea vreme erau cam același lucru din punct de vedere tehnic, adică motoare montate longitudinal cu tracțiune față. Foarte puține au avut și niște versiuni de tracțiune integrală. Însă Audi la origine a fost tot timpul un brand poziționat peste Volkswagen și se face ca unul din cei mai mari directori din concernul lor, și anume Ferdinand Piech, care chiar face parte din familia Porsche și care a facilitat reunirea acestor grupuri și a fost președinte și la Volkswagen și la Audi, este cel care cumva a dat startul acestei ere a tehnologizării la Audi. Și toată treaba asta a început totuși cu ajutorul lui Porsche. Dar trebuie povestit așa un pic cronologic. Audi întotdeauna a avut problema de imagine, că a fost considerat o marcă cumva sub tutela Volkswagen și că nu era de adevăratele premium și nu putea să fie un competitor veritabil pentru celelalte două mărci de renume nemțești, și anume Mercedes-Benz și cu BMW, care de foarte mult timp, mai ales Mercedes, făceau limuzine luxoase și performante. Se știe rivalitatea clasică dintre cei doi producători. Unul a lansat un motor V12 pe seria 732, celălalt a fost forțat să-și amâne lansarea W140-ului cu aproape 18 luni ca să facă un motor V12, și dacă nu se întâmpla chestia asta, brandul Pagani nu avea celebrele motoare făcute de AMG. Și au fost niște mașini care prin rivalitatea lor au generat un progres tehnologic și cumva Audi la momentul ăla nu prea putea să se bată cu ei și și-au dat seama de chestia asta, pentru că era vorba de imagine. Tehnic puteau să o facă, doar că nu s-ar fi vândut vehiculele. Așa că au avut o abordare, zic eu, destul de reușită. În Europa și în America, de fapt, erau clasicele modele 80 și 100, care erau niște Audiuri de clasă mai mică, stil A4, și de clasă mai mare, stil A6. Au și ajuns să se numească așa în viitor, pentru că dacă te uiți la cronologie, primele variante de 80 și 100 aveau acel index B sau C în denumire și, de exemplu, primul Audi A4 generație, să zic, B5, a fost de fapt o continuare a vechiului Audi 80 și la fel s-a întâmplat și cu Audi 100. Doar că în vremea aia nu avea o mașină pentru clasă mare. Așa că în America, ca să le facă să pară mai pompoase, le-au vândut sub denumirea de Audi 2000, Audi 4000, Audi 5000. S-ar putea ca cu 2000 să n-o fi nimerit-o eu și să fi făcut o mică confuzie acum, dar știu sigur de Audiurile 4000 și 5000, care de fapt erau 80-urile și 100-urile făcute pentru piața americană.
americană, structural tehnic identice, păstrând însă doar motoarele acelea în 5 cilindri aspirate și turbo, care erau pe benzină, cu capacități cilindrice în general între 1.9 și 2.3 în funcție de generație, dar cam alea erau și au fost doar niște modificări de estetică, care evident nu au poziționat brandul ca fiind unul premium în adevăratul sens al cuvântului, în comparație cu Mercedes-Benz și BMW. Doar că la un moment dat s-au gândit că pot să facă și o mașină de clasă mai mare și în primul rând s-au uitat foarte bine la tehnica bine făcutului, să zic așa. Toate caroseriile erau galvanizate. La momentul ăla erau făcute din oțel. Deci problemele cu rugina nu apăreau din fabrică, ci doar dacă mașinile erau reparate prost în urma unui accident și se instala coroziunea în niște puncte în care din fabrică n-ar fi putut să apară pentru că erau acele straturi bine date de vopsea și lac și toate cele. Însă, ca să poată să intre în segmentul acela profesionist, să zic așa, au făcut o variantă de mașină numită Audi 200, care practic era un fel de caroserie puțin umflată a lui 100. Era tehnic cam același lucru, numai că era poziționată vizibil diferit și pe baza lui a apărut practic primul sedan limuzină mare de la Audi, și anume modelul numit V8, care a venit cu niște premiere pentru că a fost prima mașină din lume care a montat un sistem de tracțiune integrală permanent cu o cutie automată de 4 trepte la acea vreme, dar oferea și niște variante, zic eu, mai evoluate tehnic de sisteme de tracțiune integrală permanentă, dar cu diferențial torsion atât în centru, cât și pe puntea spate. Și cu cutie manuală, cu 5 sau 6 trepte, depinde de situație. Doar că aceste elemente numite tracțiuni integrale permanente apăruseră un pic în trecut, odată cu lansarea acelui model numit Audi 4, care de fapt a fost o mașină făcută strict pentru a putea omologa în competiții adevăratul Audi 4, cu un motor în 5 cilindri turbo de 20 de valve, care dezvolta în unele cazuri și peste 1000 de cai în calificări. Dar varianta de stradă era setată la o putere de puțin peste 200 de cai. Și ăla a fost practic debutul tehnologic al lui Audi cu acest sistem de tracțiune integrală, dar care la acea vreme nu avea diferențiale torsion. Erau niște diferențiale de tip deschis, unul central situat în transmisie, care împacheta cumva și axul pentru diferențialul față, iar atât centralul cât și spatele puteau fi blocate la buton cu un mecanism din acela pneumatic. Adică un sistem mai rudimentar, dar totuși foarte avansat pentru vremea sa. Și este mașina care a făcut Mercedes să se lase de ideea de a concura în raliuri cu W201 și s-a concentrat mai curând pe DTM. Și așa se face că, deși ar fi trebuit teoretic să existe o rivalitate Mercedes cu Audi, a ajuns să existe o rivalitate Mercedes cu BMW în 2C Tourenwagen Motorenschaft, sau cum se numește DTM-ul ăla ca inițiale. Și chestiile astea îmi plac și cred că și vouă, pentru că poveștile astea cumva s-au întâmplat și nu sunt întâmplătoare, pentru că au generat niște chestiuni foarte tari în viitor. Și clar, au lansat aceste sisteme, lumea știa deja că sunt niște mașini destul de avansate, au început să cocheteze cu supraalimentarea, cu motoarele în 5 cilindri montate longitudinal la acea vreme, dar parcă nu era suficient și au vrut neapărat să aibă niște modele performante. Și cumva în paralel, una din generațiile de Audi 100, care era clasă C3 la acea vreme, a ajuns să fie fabricată ca Audi S4. Prima Audi S4 era de fapt un A6, care avea un motor de 5 cilindri turbo cu 20 de valve și 220 sau 227 de cai în funcție de variantă, cu cod AAN, tot așa, cu sistem de tracțiune integrală, și la un moment dat acea versiune a primit un S4 Plus, care avea un motor V8 de aproximativ 280 de cai, de 4,2 litri. Și acele motoare erau practic ca bază luate de pe acel Audi V8, care avea ori 3,6 ori 4,2 litri. Și a avut și sistem de tracțiune integrală cu torsion permanent central și cu torsion spate, sau la versiunile de cutie automată un diferențial de tip deschis, controlabil cu plăcuțe electrohidraulice, cu un control automat al computerului, deci un sistem puțin mai rudimentar decât cel pe care îl vezi pe cele cu variantă cu cutie manuală. Și probabil cea mai interesantă mașină Audi făcută de stradă în acea vreme este originalul RS2, care de fapt era un Audi 80, modificat intens la Zuffenhausen de
către Porsche pe liniile de producție unde fusese făcut modelul E500 sau 500e, W124, acela cu motor V8 5 litri de 326 de cai, o mașină proiectată în esență de către Mercedes-Benz, dar optimizată și produsă de către Porsche. Și era un schimb între acele două mașini pe partea de fabrici. Și am povestit chestia asta la prezentarea acelui 500 V8 de la Mercedes, care mi-a fost oferit destul de recent acum de către un urmăritor. Dar RS2-ul era cu totul altceva. Practic au luat acel motor de 2,2 litri 5 cilindri în linie, 20 de valve, și au schimbat turbina, au schimbat galeria de admisie, intercoolerul, managementul motor, inclusiv bujiile, raportul de compresie, și toată chestia asta a generat o putere de vreo 315 cai într-un format de caroserie break care arăta destul de normal, doar că dacă te uitai la detalii, bara față avea o structură precum cea de Porsche, oglinzile erau de Porsche 993, exact oglinzi de Porsche, nu de Audi, și partea de lumini în spate tot așa era făcută să semene cu spatele unui Carrera. Dar tehnica era modificată total pe parte de suspensii, de sistem de tracțiune care era optimizat și mai ales electronica și piesele motorului. Au fost și patru bucăți sedan, care însă au fost mai mult prototipuri, două știu că se află undeva prin țările arabe, prin Emirate, și unul dintre ele este undeva într-un muzeu privat. Și de acolo galopul a tot început, pentru că odată cu lansarea acelui model, originalul RS2, au apărut clasele astea de modele S și RS, unde S-urile însemnau niște niveluri de echipare puțin mai elevate, cu motoare puternice, iar RS-urile erau făcute la Neckar Sulm, la 4 GmbH, adică o firmă, o entitate separată a grupului Audi, care făcea niște modele simțitor diferite, ce semănau cu cele standard, adică aveau alte motorizări, alte suspensii, alte calibrări, și erau niște mașini care aveau un specific total diferit. De asta modelele sunt plasate în clase diferite. A existat și un S2 simplu, care de fapt era un soi de Audi 90 cu două uși, cu spate fastback, care a fost vândut în general în Statele Unite ale Americii, dacă mi-aduc bine aminte, cu acea motorizare de aproximativ 220 sau 227 de cai. Și cumva toată existența acestor modele a fost posibilă datorită mai multor factori. În primul rând este vorba de sistemul de tracțiune integrală, care prin definiție a fost dezvoltat de către Audi în formatul cu diferențiale complet deschise, dar părerea mea e că extensia majoritară a fost dezvoltată de către cei de la JTEC Toyota, prin compania numită Gleason Corporation, care a inventat acel dispozitiv numit Torsen și care de atunci și până în prezent, pe din ce în ce mai puține modele Audi, este prezent. Și mai mult decât atât, cred că un factor foarte important este separarea companiei Vickers, care a oferit la vânzare Bentley și Rolls-Royce, sub forma unui procedeu foarte complex în care Volkswagen a ajuns să dețină brandul Bentley și BMW a ajuns să continue mai departe sub o altă firmă, brandul Rolls-Royce. Și undeva între ele exista o firmă numită la acea vreme Cosworth, pe care poate o cunoașteți din Motorsport, care a modificat atât motoare, celebrul motor de Ford Pinto a fost optimizat pentru acele mașini de raliu din seria RS a Fordurilor Escort și Sierra, și este una dintre cele mai bune companii pe partea de producere și modificare de chiulase, atât supraalimentate cât și aspirate natural. Ei sunt cei care au modificat acel motor sau l-au creat de fapt pentru noile mașini ale lui Gordon Murray, T50 și T33, care folosesc un V12 alimentat natural, deci nu supraalimentat, care dezvoltă niște puteri de aproape 650 de cai cu o limită de turație de 14.000 de rotații pe minut. Și acel Cosworth este de asemenea un mare producător de biele și pistoane. El actualmente se numește Mahle Powertrain, însă Audi este entitatea care a reușit să cumpere acel brand. Și nu întâmplător, modelele RS4 de 2,7 litri V6 Twin Turbo ale generației B5 sunt atât de puternice, pentru că acele interne ale motoarelor au fost modificate de către Cosworth. Și asta s-a întâmplat și cu prima generație, să zic așa, de Audi RS6, care au avut niște motorizări 4.2 V8 Twin Turbo. Mai departe însă au căpătat niște motoare făcute pe o bază sau în comun cu Lamborghini, acele 5.0 V10 Twin Turbo, care mai mult e motor de Lambo, iar 5.2 V10 FSI sau este un motor care are mai mult legătură cu cele de Audi. Și în toată marea asta de mașini interesante,
Odată cu apariția clasei acelei anumite Audi 200/V8, care a fost făcută pe prima generație de platformă D11, era clar că avea să rămână în peisaj. Și Ferdinand Pich și-a dat seama că vrea toată tehnologia. Motoare mari, sisteme de tracțiune integrală permanent. Și aici intervenea problema greutății. Sistemele astea de tracțiune integrală fiind permanente, având trei diferențiale și tot felul de metode din astea de cardane, suplimentare, calculatoare și așa mai departe, erau cam cu 100 de kilograme mai grele decât mașinile cu tracțiune spate ale competiției. Și atunci i-a venit ideea să conceapă mașina asta din aluminiu. Așa că prima Audi A8 cu indicativul D2 al platformei, adică dânsul, care chiar a ieșit din fabrică sub forma unei Audi A8, a fost gândit din start să fie produs din aluminiu, atât panourile exterioare, dar mai ales structura. Și chestia asta a fost făcută cu ajutorul unui parteneriat care a fost semnat în aproximativ 1982 cu firma Alcoa, Aluminium Company of America, care este responsabilă de asemenea pentru frumoasele și celebrele jante de aluminiu de Scania, pe care le vedem pe seria de capete tractor LPGRS, care încă oferă un motor V8 de până la 16 litri și undeva la aproape 770 de cai sau 730 de cai, în funcție de variantă. Și Alcoa este o companie care s-a tot metamorfozat de-a lungul timpului și fondatorul ei este cel care a descoperit în paralel cu alt mare industriaș din Europa de la acea vreme, fără ca ei să vorbească, un procedeu de obținere a aluminiului din acel minerul numit bauxită, care însă era foarte consumator de energie electrică. Și Alcoa este firma care a conceput procedeul acesta de fabricație al mașinilor Audi A8, generație D2 și D3, care se numește ASF și nu are legătură cu imbecilia de la acel așa zis organism de control financiar din România, ci înseamnă Audi Space Frame. Și înseamnă, practic, că mașina asta are un șasiu unitar monococo care cântărește câteva zeci de kilograme. Și au și făcut o prezentare foarte mișto în sensul ăsta, pentru că în momentul în care mașina și-a făcut debutul la salonul auto de la Tokyo, parcă, două domnișoare cărau un șasiu din ăsta cu mâinile goale, fără să fie ajutate de nimeni. Atât de ușor era. Și practic construcția mașinii pe structură este făcută cu ajutorul unor traverse care sunt împreunate prin lipituri și suduri specifice, iar acele traverse în interior au niște pereți multipli. Și de aia se numește Space Frame, pentru că sunt o serie de traverse pe toate direcțiile mașinii, pe podea, pe verticală, pe orizontală, cum vreți, care sunt mascate în această monococă a caroseriei. Și asta înseamnă că mașina asta, fix asta așa cum o vedeți, are până în 1700 de kilograme. Foarte puțină greutate chiar și la acea vreme, pentru câtă mașină era. Gândiți-vă că un Mercedes W140 cântărea cam 2,2 tone și avea o proporție similară cu această mașină. Și Audi A8 D2 a fost o mașină oricum avansată tehnologic pe lângă toată treaba asta cu aluminiu. Și motoarele în general erau majoritar din aluminiu și a avut o configurație cu sistem de tracțiune integrală permanent, care a fost disponibil în standard pe modelele de motoare mari sau opțional pe modelele mai mici. Și a avut și această variantă numită S8, care venea cu o configurație de motor pe benzină mai zvelt și puternic, deși n-a fost cea mai puternică mașină din gama sa, pentru că A8-ul 6 litri W12 dezvolta cu până la, cred că, 80 de cai mai mult decât asta. Dar era gândit pentru confort, fiind mai lung, era elegant, nu era o mașină gândită pentru sportivitate, cum de fapt nici măcar asta nu este. Este o mașină gândită pentru un condus dinamic pe drumuri lungi, nu este pentru circuit. Și A8-ul D2 a venit cu niște configurații de motoare de 2.8 V6, 3.7 V8 și 4.2 V8. E, la aici adăugăm și 6.0 W12, care era în esență o motorizare formată din unirea a două blocuri VR6 de 3 litri în cazul ăla, care n-au existat niciodată în producție în forma aceea, dar există în prezent pentru piața din China. Și alea au avut ori 2.8, ori 3.2 în funcție de variantă. Ideea este că la început 2.8-ul avea două supape pe cilindru și un singur arbore cu came și dezvolta cam 176 de cai. V8-ul de asemenea avea 4 supape pe cilindru, dar 2 arbori cu came și dezvolta cam 230 de cai, varianta de 3.7, și cel de 4.2 avea aproximativ 300 de cai, tot așa, 4 supape pe cilindru, 2 arbori cu came per chiulasă. Variantele facelift din 1999 au adăugat însă niște modificări. 2.8-ul a căpătat 5 supape pe cilindru și 2 arbori cu came,
De asemenea, 3.7 și 4.2 au venit cu un sistem cu 5 supape pe cilindru și 2 arbori cu came. Creșterea de putere la 2.8 a fost până la 193 de cai, la 3.7 260 de cai și V8-ul 4.2 de bază 310 cai. W12 a rămas pe formatul clasic de aproape 420 de cai. Și în amalgamul acesta interesant au existat și niște motorizări diesel de 2.5 V6 cu pompă rotativă, injecție directă, dar nu cu sistem common rail, care avea 150 sau 180 de cai și un motor bazat pe acesta, din punct de vedere al spațierii cilindrilor, dar care era un V8 de 3,3 litri, însă cu injecție common rail de aproximativ 220 de cai. Și unul dintre cele mai interesante modele este acest S8, care a folosit niște variante modificate de 4.2, care pre-facelift aveau 340 de cai și post-facelift 360 de cai, diferența de cuplu fiind 410 versus 430 de Nm. De asemenea, folosea o cutie ZF5HP automată cu 5 rapoarte, care folosea pinioane interioare Simpson, pentru că era codificarea ZF5HP 24, iar versiunile cu cutie manuală în 6 trepte aveau clar o cutie simplă cu ambreiaj, ambele însă aveau același sistem de tracțiune integrală Torsen, dar erau niște diferențe de raport final de diferențial. Dar rezultatul dinamic, zic eu că era poate mai bun în favoarea cutiei manuale și mai confortabil în favoarea celei automate. Diferența între motorizările de 4.2 de bază și cele de S-uri ținea de raportul de compresie implicit, formarea bielelor și a pistoanelor, tipul de galerie folosită, calibrări diverse pe la ESP, sistemul de injecție, suspensiile care aveau niște arcuri mai dure, dar în esență erau niște modele relativ similare, numai că mai bine echipate. Aveau climatizări, scaune electrice, sisteme de navigație, de obicei și trapă, care la facelift a primit și un sistem din acela cu filamente solare, care permitea uzul climatizării, ventilației, de fapt, cât mașina stătea pe loc. Și diferența majoră între cele două 4.2-uri de S8 a stat în numărul de supape, pe 4 versus 5, forma culbutorilor, pentru că ăsta e cu tacheți hidraulici, celălalt era cu culbutor și evident fiind 3 supape pe admisie și 2 pe evacuare, aveai nevoie de un sistem mai complex de compensare hidraulică. Bobinele de inducție la fel au diferit, unele motoare erau normă euro mai vechi, altele mai noi, deci aveau tot așa calibrări diferite pentru catalizatoare, sisteme de injecție, chestii de genul acesta. Și mașina în sine este un sedan potențat. A avut doar variantă scurtă pe S8-uri și pe cele limuzină clasică cum era W12, au avut și versiuni lungi. Și la facelift au fost mai mult modificări cosmetice. De exemplu, primul S8 avea niște jante cu 6 spițe care se numeau Avus. Și Avus de fapt este denumirea unei autostrăzi în prezent, care are un segment și a fost folosit ca circuit, pentru că la un moment dat nemții nu câștigau în competiții sportive în vremea perioadei interbelice și conducerea de la acea vreme a decis să se facă această autostradă de test pentru a se putea calibra și testa tot felul de modele ale fostului producător din care Audi derivă, și anume Auto Union. Și acea șosea experimentală acum este integrată într-un fel de centură a Berlinului, putând fi chiar folosită la propriu de către oamenii care trec pe acolo, probabil într-un regim de viteză similar cu ce s-a întâmplat acolo. Și conceptul Audi Avus a fost cel care a venit cu ideea de a da denumirea după acel loc și folosea exact designul de jante clasic cu 6 spițe pe 18. Ulterior, versiunile facelift au jante pe 9 spițe de dimensiuni de până la 20 de inci. Astea sunt niște jante MTM, care sunt de fapt specifice modelului A8D3 de după anul 2003 aproximativ. Așa că mașina asta este un mini amalgam interesant, foarte aproape de ce ar fi fost un S8. Pentru că el a ieșit ca un A8-4.2 din fabrică, însă printr-un context de evenimente nefericite, mașina aproape ajunsese la casat și actualul proprietar a cumpărat-o cu 3.000 de lei ca să o salveze și practic a montat pe ea motorul de S8 pre-facelift, cel de 340 de cai și 410 Nm. Cutia de viteze inițial montată era un diesel de 5 rapoarte, o cutie de diesel care nu era ce trebuie pentru că avea rapoartele prea lungi și undeva la parcă 140 de km pe oră avea 1250-1320 de rotații pe minut, așa că a ales să-l transforme într-o versiune cu cutie manuală. Și asta a însemnat montarea unui sistem de pedală de ambreiaj și adaptarea cutiei pentru ca a păstra carcasa și anumite interne de la diesel, torsenul specific lui S8 și
un set specific de rapoarte de transmisie interne, așa că mașina are o ținută de drum foarte interesantă, folosind niște 6 trepte care au o modificare față de cele care au fost standard manuale din fabrică și mi se pare mai interesantă la condus din punctul ăsta de vedere. A treia practic este modul sport. E o treaptă suficient de scurtă cât să dea niște accelerații potrivite, dar suficient de lungă cât să facă mașina să se întindă foarte bine la drum. În rest, arcurile sunt puțin mai rigide, exact ca cele de SOP, sunt exact aceleași brațe de suspensii. Două inferioare, două superioare, dintre care un set de brațe inferioare are arcul și amortizorul, iar pe puntea spate este un sistem cu o basculă foarte lată, cu două prinderi pe șasiu și două pe porfuzetă, cu încă un braț suplimentar, care are și o mică bieletă ce leagă bascula de acest braț, de acolo pleacă și bara antiruliu, și în segmentul superior încă un mini braț, care face sistemul să semene mai mult cu un double wishbone decât un multilink 5 brațe. Este aproape identic ca format cu ceea ce se regăsește pe Audi la 4 B8. După acel format, când au trecut pe platforma clasică MLB, au început să folosească un sistem cu 5 brațe pe spate, iar sistemul de pe față a fost și el optimizat, pentru că deși fizic au rămas tot 4 brațe, uneori prinderea lor este sub forma unei bascule simple sau a două brațe separate, care însă sunt prinse în alt punct decât sunt la acest sistem, unde pleacă direct din partea superioară unde vine și arcul. Și mă bucur că o să pot să vă arăt în această prezentare un diferențial Torsen. Ele au fost de multiple tipuri. Torsenul T1 și T2 au avut ca rezultat tehnic identic o repartiție de cuplu de 50-50, doar că mecanismul intern diferă. T1 are niște pinioane vierme, worm gear, cum sunt ele numite, care sunt plasate perpendicular pe axa longitudinală a diferențialului, având în interior doi butuci egali care duc către punți, iar acest tip de diferențial se putea și a și fost montat de Audi pe puntea spate a lui V8, însă toate celelalte Audi-uri au avut un format de tracțiune integrală cu Torsen care era eminamente central și pe punți aveau ori unul blocabil, ori diferențiale de tip deschis care au fost guvernate din frâne și pe versiunile ulterioare niște variante numite Audi Sports Differential care făceau vectorizare de cuplu, dar asta avea să se întâmple mult în viitor. T2-ul avea pinioanele aranjate sub formă planetară și erau puse longitudinal, paralel cu axa longitudinală a acelui diferențial, având însă exact același efect. Iar Torsenul T3 este cel care a venit cu construcția planetară, este cel făcut de către J-Tect și care a început să aibă repartiția cuplului 60 pe spate cu 40 către față. Și asta pentru că Torsenul este un dispozitiv multiplicativ, adică el mută până la de 4 ori mai mult cuplu de pe puntea care nu prea poate să ducă, până la cea pe care poate să o ducă. Problema este că dacă acea punte care nu prea poate să ducă dă de o zonă unde nu poate să ducă deloc pentru că alunecă complet, Torsenul fiind un dispozitiv multiplicativ, nu are ce să mai mute, pentru că 0 înmulțit cu orice va da tot 0. Și de asta există niște limitări. Avantajul unui T3 este că, având o repartiție asimetrică de cuplu, cumva faptul că Audiurile sunt mai grele de bot a afectat acel T1 și T2. Ele degeaba erau 50-50 repartiție, pentru că de fapt ajungeau să trimită mai mult cuplu pe puntea față, fără să încarce spatele. Și în felul acesta mașinile subvirau. Pentru că, repet, fiind mai greu de bot, afecta acea matematică internă a diferențialului, care ajungea fizic, real, să repartiționeze mai mult cuplu către față decât idealul acela de 50-50. Și au corectat chestia asta mărind proporția care se duce pe spate, chiar dacă ele au rămas grele de bot, acea greutate suplimentară făcea ca, de fapt, proporția majoritară de cuplu a acelui T3 să rămână cumva egală neutră, putând însă să aibă un torque bias ratio să trimită între 2,7 și 4,1 părți mai mult în zona punții unde se putea aplica acel lucru. Doar că, din nou, dacă una din roți dădea de alunecuș total, întreg sistemul ceda, nu mai putea să repartiționeze bine. Chiar dacă Torsenul e full mecanic și e teoretic mai bun decât unul controlat electronic, este proactiv, dar până la o limită. Așa că a apărut diferențialul Crown Gear, care are plăcuțe și în felul acesta poate să mute 70% din cuplu pe față sau 85% pe spate, dar poate să și blocheze complet. Și asta înseamnă că dacă una din punți dă de alunecuș complet, zero aderență, cealaltă punte
poate să aibă cuplu ca lumea fără să mai trebuiască să fie grija că fața patinează și se pierde totul pe acolo. Crown Gear-ul este de generație 5 și a fost folosit după 2010 pe Audi-urile RS4, RS5 și pe modele Q7 și anumite versiuni de A7 și A8. Așa că torsănul sau practic sistemul acesta 4 a avut 6 generații clasice, primele fiind cu diferențiale deschise, altele fiind cu diferențiale care se puteau închide cu ajutorul unor mecanisme de tip închis, deschis complet, nu între, altele aveau închidere progresivă și chestia asta se putea întâmpla și pe față și pe spate și ulterior au venit torsănele care chiar aveau o variație continuă de cuplu, au venit cele cu roată coroană și în prezent, dacă ai cel puțin 500 de Nm cuplu, mașinile astea vin cu niște diferențiale de la doi producători random, la întâmplare, pentru că e vorba de furnizori. Unele vin cu AAM, American Axle Manufacturing, care seamănă mai mult cu torsănul T1 ca construcție fizică, dar cu torsănul T3 ca idee de repartiție 60-40 și au niște pinioane interne, unul lângă altul, cu un sistem de coroană planetară și celelalte, tot așa la întâmplare, sunt făcute de J-Tect și au sistem de pinioane planetare, unul în jurul celuilalt, efectul fiind tot 60-40 în standard, celelalte versiuni având sistemul 4 ultra longitudinal, sistemul BorgWarner Steel Haldex transversal și Audi R8 este unul care folosește un electrocuplaj multidisc. Și foarte curios în acest amalgam, Bugatti-ul Veyron, deși are motor longitudinal și tracțiune integrală, folosește Haldex, doar că l-are montat pe puntea față cu două cardane diverse. Și cam asta e, să zic așa, punerea în context a acestei mașini și trebuie văzut câteva mici detalii. La facelift, oglinzile au devenit de mărime egală, în timp ce înainte erau diferite. Pentru S-uri, oglinzile au fost totdeauna cu carcasă de aluminiu. De asemenea, aveai niște linii de aluminiu discrete care au crescut în număr la varianta facelift. Au primit faruri cu xenon pe fază scurtă la 99 la acel facelift. De asemenea, în interior au fost optimizate niște lucruri care țineau de desenul acela al consolei. Sistemul ESP a fost optimizat și, în general, a fost redus numărul de motorizări la facelift. Ciudat este că versiunile de bază au avut tracțiune față, chiar dacă aveau motor longitudinal, indiferent că erau cu cutie automată sau cu cutie manuală. Și chestia asta s-a întâmplat și la Volkswagenul Phaeton, de exemplu, care a avut cam aceeași abordare, dar dintr-o platformă făcută din oțel, nu una de aluminiu, care, la vremea ei, zic eu că era foarte, foarte avansată. Acesta este motorul cu cod AKH. În principiu știți cu toții că la Volkswagen Audi sunt foarte multe mici diferențe care schimbă codurile motor, deși ele nu sunt atât de diferite între ele, de sunt 10 de coduri pentru cam același lucru. În linii mari, epopeea acestor motoare e foarte interesantă pentru că la bază stă Golful 2 GTI. Cu acel motor în 4 cilindri de 1.8 și 4 supape pe cilindru. Acel motor a fost făcut V8 prin dublare, adică în loc de un 1.8 4 cilindri în linie, au luat două chiulase de 1.8 și le-au montat sub forma unui bloc în V. Și ăla a fost primul V8 de la Audi care avea 3,6 litri. Și acel motor a fost majorat la 4,2 litri, mai exact 4172 de centimetri cubi și aceste motoare de 4.2 au avut și injecție multipunct cu 4 sau 5 supape pe cilindru, dar și injecție directă cu 4 supape pe cilindru și n-au avut niciodată o supraalimentare. Alte versiuni de 6 sau de 10 cilindri, oarecum derivate din astea, au ajuns să aibă supraalimentare cu două turbine în unele cazuri. Și practic acel 3,6 era făcut să funcționeze exact ca ăla de 1.8, dar ori 2. Și asta înseamnă că a păstrat formatul acela de distribuție pe curea, pe care l-au avut toate. Toate motoarele multipunct, fie că sunt 4 sau 5 supape pe cilindru de la Audi, au distribuție mixtă. Adică în partea din față au o curea. Și asta pentru că au fost și versiuni V6 care aveau atât 2 supape, cât și 4 supape, cât și 5 supape pe cilindru. Cele cu 2 supape V6 aveau un singur arbore cu came per chiulasă, iar cele cu 4 sau 5 supape pe cilindru aveau 2 arbori cu came. Și asta înseamnă că
cureaua de distribuție antrena arborii cu came de evacuare în cazul celor cu două arbori pe chiulasă și arborii între ei erau antrenați printr-un lanț. Doar că acel lanț în cazul de față pentru chiulasa dreaptă este aici, lângă curea, și pentru chiulasa stângă este aici în spate, în partea opusă. Și asta pentru că practic e aceeași chiulasă luată și rotită. Că țineți minte ideea aceea cu două chiulase practic de 1-8. Au fost și versiuni interesante ale motoarelor în linie de 5 cilindri care derivau din alea de 4 și au fost atât versiuni benzină cât și diesel. Au fost și versiuni cu 5 supape pe cilindru, dar doar de 4 în linie. De 5 în linie în serie niciodată n-au avut 5 supape pe cilindru. A fost una experimentală care ar fi trebuit să fie pe un Audi 200 de serie, dar ăla a ajuns doar să fie un vehicul tip prototip. Și așa se face că distribuția este identică la ele. Diferența e că, de exemplu, un 2.8 cu un arbore cu came are exact același stil de distribuție pe curea, dar nu are acele lanțuri. Și altă diferență majoră este că motoarele care au distribuție variabilă sunt cele cu 5 supape pe cilindru și care folosesc acel sistem ca la 1.8 turbo cu 20 de valve, adică nu au variator în axe, ci folosesc o patină întinzătoare cu un piston hidraulic între internele lanțului care face legătura între arbori și practic poate să-i mute burta sus sau burta jos și în felul acesta variază poziția arborelui cu came într-un mod hidraulic și Porsche Boxster din prima generație folosea exact același sistem de distribuție variabilă, acolo numit VarioCam Plus, cu sau fără sistem pe două adâncimi de lucru a supapelor, ăla era de fapt VarioCam Plus și ulterior au trecut pe sistem din acela cu rotoare variator. Deci la acest motor, la fel ca multe altele, în afară de foarte puține V6-uri, blocul este de aluminiu, de tip closed deck, care din păcate are cămăși de aluminiu siliciu, alusil, care sunt rezistente, dar doar dacă uleiul este schimbat la timp și doar dacă motorul nu ajunge să fie vreodată supraîncălzit. Odată distruse acele cămăși, nu pot fi refăcute convențional și motorul trebuie să fie bucșat să-i se monteze cămăși clasice de fontă, așa cum au făcut foarte mulți. În cazul de față n-a fost nevoie, pentru că e un motor care a fost reconstruit și a fost făcut într-un stil specific rușilor, pentru că proprietarul provine din Republica Moldova și cunoaște limba rusă și cu ajutorul unui site foarte tare de informări tehnice numit drive2.ru a reușit să-și construiască și transmisia și să optimizeze acest motor și practic să transforme un Audi A8 4.2 din 1998 în aceste S8 pe care îl vedeți aici în peisaj. Motorul deci are 8 cilindri în V la 90 de grade, 4 pe partea asta, 4 pe partea asta. Evident, un sistem care fiind la 90 de grade nu necesită arbor de echilibrare, fiind perfect echilibrat. Fiind un motor cu 4 supape pe cilindru, nu are nici distribuție variabilă și are tacheți hidraulici. Cele cu 5 supape pe cilindru au culbutori cu role, cu compensare hidraulică, care au acei compensatori hidraulici chiar în capătul supapelor și folosesc 3 supape de admisie și 2 de evacuare și de asemenea acele au o pompă de ulei duocentrică, care are practic un pinion în interiorul unei coroane. Asta folosește o pompă de tip extern al gear, adică două pinioane, unul lângă altul, care sunt în baia de ulei antrenate de un lanț și acesta are admisie simplă fără variator, acela de 5 supape pe cilindru. Are un sistem în care folosește două actuatoare vacumatice pentru a avea trei tipuri de traseu ale aerului în admisie în funcție de regimul de turație. Deci ăsta este un motor mai simplu, injecția este multipunct cu injectoarele situate pe o rampă cotită, așa, cu regulator de presiune în interiorul V-ului, este un motor cu admisie convențională. De asemenea, filtrul de ulei cu răcitorul sunt puțin mai simple decât la motorul care a urmat și managementul electronic de asemenea diferă și sistemul de răcire este mai simplu, la cel cu 5 supape pe cilindru, există o conductă suplimentară de antigel care leagă spatele de fața motorului și circuitul antigelului este cumva inversat, e mai complex și există de asemenea o țeavă în spate care leagă cele două chiulase. N-au fost cele mai reușite motoare alea V6 cum e 30A SNU cu acel sistem, ăsta mi se pare mai robust. Are 340 de cai și 310 Nm, ăla cu 5 supape pe cilindru are 360 de cai și 430 de Nm, iar versiunile de bază
au 300 sau 310 cai, având un cuplu de 400 respectiv 410 Nm. Diferența dintre 4.2 bază pre și post facelift este aceeași ca între aceste 4.2 de S8 pre și post facelift, adică 5 supape, stilul ăsta de admisie cu variație în cazul respectiv, culbutori, nu tacheți, dar ambii cu sistem din acela hidraulic, un termoflot cu un filtru de ulei cu altă suprafață, dar care seamănă oarecum, și sistemul acela de răcire care este optimizat. Și pentru că folosesc diverse tipuri de pistoane, au implicit diverse raporturi de compresie. Poate să aibă 10 la 1, 10, 8, 11 sau 11,7 la 1 și unele dintre ele au și pistoane simetrice, în sensul în care doar pistoanele de un tip sunt pe un banc și cele de alt tip pe celălalt banc. Cureaua de accesori este una destul de lungă și conține o pompă hidraulică de servo, un ventilator cu viscocuplaj și un alternator, pentru că și compresorul de aer condiționat, pompa de apă, fiind aflată pe distribuție în toate cazurile și de asemenea, în funcție de varianta motorului, evident că mai apar tot felul de mici diferențe din acestea pe la calibrarea motorului, cum ar fi sistemul de management motor, care făcea motoarele să fie Euro 2 sau Euro 3 în unele cazuri. Construcția și a blocului și a chiulasei sunt din aluminiu, cu această distribuție mixtă pe curea plus lanțuri, seamănă cumva cu distribuțiile alea clasice de HDI și variate coduri din acestea, pentru că sunt tot felul de coduri, AKC este bază, AKH de exemplu este AKG și AKC sunt bază și AKH este motorul acesta upgradat. Mici diferențe din acestea, care nu știu dacă sunt atât de relevante, eu le zic așa, mai mult ca să las aici chestiile astea aflate, să existe tot felul de detalii. Și cred că pe măsură ce a trecut timp au tot complicat aceste lucruri, au apărut mai mulți senzori, oricum de atunci foloseau sistemul ăla de răcire complexă pe parte de ulei, în care, de exemplu, exista răcitor extern pentru transmisie, existau tot felul de situații din astea de conducte care răceau anumite zone ale motorului, cămășile astea de alusil, la proprietarul a montat și niște bobine mai performante la această motorizare și în prelungire este transmisia ZF5HP24 cu interne de tip Simpson, nu Ravigno, care sunt puțin mai robuste și la acea vreme cutia de viteze avea diferențialul față mult în spate, nu era în față și asta înseamnă că e mai grea de bot, V8-ul stă mai în față, iar diferențialul central era situat într-o casetă, împărțea același ulei cu transmisia și din el pleacă un cardan către diferențialul față și un cardan către diferențialul spate. Și acel diferențial este fix acesta, ăsta este un torsion type 1 sau type A, depinde cum vrei să-l numești, care are aceste elemente numite worm gear, adică aceste rotițe sunt cele responsabile pentru variația raportului de cuplu în lateral. Aceste diferențiale pot fi montate atât ca diferențial pe punte, dar ca și diferențial central. Ăsta este fix un diferențial central de la un Audi S8 A8, este exact același stil, doar că în funcție de tip au diverse rapoarte de transmisie finale în raport cu diferențialele. Și practic cutia de viteze rotește toată această carcasă printr-un tub exterior. Aici se și văd aceste caneluri, însă ideea este că ce transmite diferențialul mai departe se face prin intermediul unor arbori plini, adică rotația în diferențial de la transmisie vine pe un arbore gol care rotește toată această carcasă și rotind această carcasă în egală măsură, aceste două pinioane sunt încărcate. Fiecare dintre ele, setul acesta și setul acesta, sunt multiplicate de 3 ori, pentru că acest diferențial are 3 fațete de acest fel pe care le putem vedea aici. Și asta ca să aibă o anumită duritate. Și practic ai 6 pinioane din astea de tip vierme, worm gear, care sunt întrepătrunse între ele. Și fiecare latură, asta și cu asta, fac legătura dintre, să zicem, față și spate. În interior sunt două pinioane cu tăietură oblică care se întrepătrund cu elementele acestea de aici, cu șanțurile astea. La rândul lor, aceste două pinioane paralele sunt legate între ele prin aceste pinioane. Și asta înseamnă că dacă rotești carcasa, tu repartiționezi egal 50% cuplu către față și 50% către spate. În momentul însă în care apare o situație de derapaj, se poate vedea că aceste pinioane, deși nu mi-e foarte ușor să rotesc cu mâna aici,
ele se mișcă. Adică putem vedea mișcarea aceasta. Și pentru că ele se mișcă în oglindă, aceste două elemente din interior, pinioanele alea, se mișcă și ele în contră. Și de-aia o metodă foarte ușoară de a testa un asemenea diferențial este dacă rotești, de exemplu, roata stânga-spate, roata dreapta-spate se mișcă în același sens, pentru că miști toată caseta asta, nu doar interiorul. Treaba este că e un mecanism unilateral, adică carcasa, prin intermediul acestor două piese, poate roti internele, dar invers, internele nu au forță să miște așa și să rotească interiorul acesta. Implicit, o roată care patinează ușor poate fi oprită și cuplul acela este trimis la cealaltă roată. Doar că roata aia, dacă patinează foarte mult când dă de alunecuș, diferențialul acesta nu poate bloca total. El are o rație de cuplu în raport care e limitat. Adică după ce s-a depășit acel torque bias ratio de 2.7 sau 4.1 în acest caz, diferențialul se rotește în gol și acea roată dă în gol cu totul. Deci practic se pierde cuplu total pe acolo. Deci el este un diferențial care permite un raport limitat de alunecare, dar nu este un blocant și de asta un diferențial cu coroană este mai performant decât acesta. Și aici se poate vedea faptul că coroana asta dințată stă pe loc și e legată de carcasă și undeva în interior, dacă ne uităm pe acest mecanism și o rotesc, vedem cum pinioanele astea se rotesc în contră. Uitați-vă atent. Doar că se mișcă ăsta foarte, foarte greu. Și ar trebui să dau un zoom un pic la aparat. Pentru că în interior, acolo, cele două coroane sunt una lângă cealaltă. Și ele reprezintă accesul către puntea față și către puntea spate. Și în felul acesta ne dăm seama cum se poate testa un asemenea diferențial. Cam asta e în linii mari funcționarea acestui torsen, care stă montat longitudinal în cutie. Torsenul Type 2 funcționează identic, doar că are aceste pinioane plasate așa și au și o coroană exterioară, adică mecanismul intern e complet diferit, dar are exact același rezultat. Și practic ați prins ideea. Această carcasă prin aceste pinioane poate să trimită cuplu mai mult către puntea care poate să-l suporte. Dar dacă acea punte nu poate să suporte laterala, se pierde tot. Dar până la un punct, pentru că el are această rație de blocare limitată, care în cazul acestui diferențial este de 4 părți la una, adică poate să trimită până la de 4 ori mai mult cuplu de la o punte către cealaltă punte care poate să suporte diferența aia de cuplu. Când însă una din punți are 0, 0 ori 4 va da tot 0 și în partea cealaltă și te trezești cu alunecare. Și de asta au apărut și diferențiale blocabile și control din frâne și haldexuri și multe alte chestiuni care poate au dus mai departe treaba asta. Dar rezultatul este că e un diferențial cu acoperire mecanică. Destul de în față acest motor și ăsta cred că a setat renumele mărcii cum că are un bot foarte greu și că subvirează. Fapt ce era destul de adevărat, mai ales pe tracțiunile față. Doar că, de exemplu, la A6-ul C6 pre-facelift, care folosește un diferențial exact ca acest torsen pe care l-am arătat mai devreme, a apărut o modificare. Faceliftul a început să folosească o variantă care avea pinioane interne de tipul planetar, nu în paralel ca acestea, și proporția de cuplu era majoritar către puntea spate. Dar la fel cum am spus, cumva faptul că mașina nu este perfect echilibrată ca un cântar și are botul mai greu ca spatele, chiar dacă diferențialul în stare liberă este ca un cântar și e 50-50 de stă în echilibru, mașina apasă ca o greutate suplimentară. Și la fel cum se întâmplă la piață, când o parte e mai grea, se pun acele greutăți suplimentare pe cealaltă parte de taler ca să se echilibreze. Și asta înseamnă problema torsenului, că el degeaba e 50-50 dacă mașina e mai grea de bot, pentru că ajunge să facă o repartiție de cuplu asimetrică în defavoarea acestei repartiții de masă. Când l-au făcut însă 60 pe spate, 40 către față, s-a schimbat chestia asta și mașina a ajuns să fie mai echilibrată. Dar astea, S8-urile, au avut tot timpul situația aceasta cu repartiție egală. Și mașina în linii mari a apărut la 2 ani după ce a apărut A8-ul normal și mai mult decât atât,
au existat două facelift-uri, în sensul în care, discrete ambele, în 99 au venit și modificările de motorizări pe care le-am descris, niște mici reașezări de crom, dimensiunile oglinzilor au căpătat aceeași valoare și mânerele au fost de asemenea schimbate, devenind integrale, nu ca la acestea, și în 2001 a apărut și motorizarea W8, dar au mai apărut niște diferențe pe stopurile de ceață, pe farurile cu xenon, dacă mi-aduc bine aminte, și transmisia automată a căpătat o poziție clasică S comparație cu pozițiile vechi care erau cu 2, 3 și 4 și nu aveau mod S clasic, și au fost modificate niște chestii de scrumiere din alea clasice. În rest, mașina a rămas cam la fel pe proporție clasică. Grila este specifică modelului, având barele acestea și sigla. Are niște bare verticale plus sigla asta clasică cu ESUB. La RS2 apărea RS2 și apărea și Porsche scris în partea asta de jos. Spălătoare de faruri, unele versiuni au fost cu xenon. De asemenea, dacă ne uităm la oglinzi, acestea au o carcasă de aluminiu. Mânerele sunt cu interior mic. Se poate vedea aici o chestie foarte tare specifică acestor generații. Geamurile au șine de ghidaj. Acești țâmburuși practic au niște bumbi care intră într-o șină specifică și geamul nu poate fi tras în exterior. O chestie care era folosită și la A4, la Audi 80 de fapt. Și pentru că are un sistem de navigație cu afișaj sumar în bord, nu are un ecran din acela clasic astăzi, are totuși un senzor GPS și un sistem pe CD. În partea de portbagaj, deschiderea se face pe baza acestui buton. Este un portbagaj foarte mare. Aici nu e un dubiu în sensul acesta. Nu e capitonat în partea de sus, are o deschidere din aceea centrală. Și dacă ne uităm aici, avem și unitate de CD changer și partea aia de CD a navigației. Iar în partea asta avem spații de depozitare diverse și recent prezentatul diferențial, la care motorul face alimentarea prin coroana asta exterioară. Puntea față primește printr-un arbore care merge în interiorul ăia care vine din cutie și pentru puntea spate cu alt arbore care duce încolo. Una dintre cele mai reușite piese din ingineria clasică mecanică. Mașina asta a fost mai avansată decât concurența ei din unele puncte de vedere, pentru că venea cu tot felul de construcții interesante, motoare destul de puternice, de exemplu Mercedes îți scotea 360 de cai din niște motoare de 5.5 cu presiune mai mare, erau puțin mai complexe decât astea, dar aveau 3 supape pe cilindru și abia când au mărit cilindreia sau când au băgat compresor de supraalimentare am putut vedea puteri mai mari. Și este o limuzină care la vremea sa nu avea un corespondent de design cu o mașină de clasă mică și este interesant de văzut că are un design foarte matur care s-a păstrat și astăzi. S-ul 140W nu a fost, de exemplu, atât de matur ca design, foarte frumos și acela, dar era mult mai greoi și fizic și la aspect așa. Era o mașină mai bătrânească, astea în schimb au fost niște mașini mult mai zvelte, tinere și au avut așa un design care era foarte simplu, dar complex în același timp. Și n-au fost genul acela de limuzine cu ecrane în spate și tot felul de opțiuni, dar A8-urile lungi aveau de asemenea niște opțiuni suplimentare pe partea asta de confort. Aici, de exemplu, putem vedea un sistem clasic cu perdeluțe, scrumieră pentru partea din spate, materiale moi, niște canapele clasice în partea asta de spate, ventilații care sunt montate pe stâlpi, așa cum s-a întâmplat și la alte modele Audi, încălzire în scaune pe zona centrală, atât cu ventilații centrale cât și cu ventilații laterale. În partea aceasta un suport de pahar interesant și trusa medicală, care putea să vină în partea aceasta de aici, unde vedem un capitonaj, este foarte mult loc în partea asta de sus, pentru că e o mașină unde stai destul de jos și este înaltă. Dar, judecând-o dintr-o perspectivă modernă, nu este o mașină atât de bine echipată sau cu tot felul de fițe din astea și îmi place că la ele s-au păstrat destul de bine ornamentele acestea și mi se pare că, repet, au o linie de design foarte, foarte simplă, dar care s-a păstrat bine, au o maturitate specifică. Buzunarele capitonate, materiale bune, ornamente diverse și, la fel ca la multe A8-uri de după, centura pe parte de înălțime poate fi reglată de la acest buton. Lombarul de asemenea,
tetiera, pe înălțime, spătarul, șezutul sus jos, adică are niște elemente suplimentare destul de voluminoase aici pe parte de reglaj. Și accesul mașinii este unul foarte facil. Are ventilații suplimentare și în zona de ușă și aici la partea de parbriz. Dacă ne uităm, avem un torpedo cu o deschidere foarte interesantă, care mai mult seamănă cu un sertar. Bord din material moale. În zona aceasta este unitatea de climatizare jos și în partea de sus este un infotainment care conține și casetă și CD changer în portbagaj. Butoane pentru încălzire în scaune, decuplare SP, perdeluța din spate, buton de avarie, care are și un bec în partea asta, proiectoare și dezaburiri. Clima este pe două zone separate de auto, cu funcție de rest, adică înseamnă că poți să încălzească și cu motorul oprit. Aici, de asemenea, un spațiu de scrumieră, un schimbător manual, care a fost pus ulterior, dar era disponibil pe S8. Aici, de asemenea, avem sistemul de navigație, care are controllerul afișat în partea centrală și îți putea ghida pas cu pas toată partea asta de aici, un suport de pahar de asemenea care se poate scoate cu o bază metalică și putem vedea aici un telefon care are o mișcare oscilantă ca să-l poți scoate de aici. Este perfect funcțional, doar că îi trebuie o cartelă SIM adaptată pentru treaba asta și parte din zona asta de centru sunt două brațe cu buton care pot fi reglate la mai multe poziții și se pot bascula cu totul peste cap, iar în zona de sus niște parasolare clasice cu lumini și anumite versiuni aveau și trapă cu acel sistem cu spire care puteau capta energie solară, să o transforme în curent ca să poată să meargă ventilația cu motor oprit și oglindă cu închidere heliomată. Ușile se deschid aproape la 90 de grade. Ștergătorul acesta îmi place de asemenea că are o formă curbată, precum zona asta de parbriz clasică. Și prezența aceasta discretă a cromului ne arată cât de puțin obscene erau mașinile astea față de cum sunt cele din prezent. La șofer mai sunt niște chestii interesante, în afară de controlul pentru geamuri, avem o întreagă unitate pentru încălzire suplimentară care se numește Webasto și care poate să facă și cald și rece din câte se pare cu informarea asta de aici și de asemenea toată partea asta de control a memoriilor pentru scaune, capitonaje aici și un buton pentru dezactivarea senzorilor de alarmă internă și buton de deschidere a portbagajului și această siglă făcută în onoarea firmei Alcoa, Aluminium Company of America, pentru sistemul acesta Audi Space Frame. Volanul este cu reglaj electric și putem vedea vechiul sistem de control al luminilor prin brațe suplimentare. Adică dai o dată în sus așa, este poziție, așa este fază scurtă și așa va fi fază lungă. Sistemul de pilot automat fiind aici la buton, iar maneta de ștergătoare plus controlul pentru ecranul ăsta central este la partea dreaptă. Volanul acesta e unul elegant de lemn. Nu este volanul de S8, este un volan de A8. Diferența e că acela avea o siglă aici, era învelit în piele. Sunetul este însă unul deosebit, este un V8 clasic, asta e o curea care face puțin așa la pornire de la aerul condiționat și putem vedea un ecran analog complet cu reglaj în stânga jos pentru ceas și reglaj în partea asta pentru reset de kilometraj și luminozitate. Și dacă oscilăm în partea asta de aici, putem vedea clasicul afișaj care a fost prezent la multe modele Audi și cumva structura s-a păstrat până în prezent și cu niște ceasuri în zona aceea. Iar pe partea asta centrală avem afișajul clasic de climatizare cu un sistem din ăsta care poate activa sau inactiva diverse guri în zona asta centrală și de asemenea un buton care coboară sau ridică acea perdeluță care la marșarier nu coboară în momentul în care dai, cum se întâmplă la Lexus, dar nici nu mi se pare neapărat necesar. Iar în zona aceasta, ventilații multiple, o vedere cât se poate de simplă, niște oglinzi simple, plate, totul este la minim și sunt foarte discrete detaliile astea de unde poți închide și deschide ventilațiile de pe partea asta. Toate butoanele sunt micuțe și au o senzație foarte plăcută la partea de apăsare, cursa fiind foarte redusă la impuls
și este foarte discret totul, despre asta este vorba, că până la urmă limuzinele astea erau făcute să conduci discret, cum ar veni. Nu este o mașină să te dai în stambă, este low profile. Chiar dacă ea poate deveni foarte bipolar, având în vedere puterea pe care o avea, raportat la greutatea pe care o avea, și de asta a fost considerată o limuzină care a venit cu ceva nou pe piață. Și în continuare, cred că Audi este unul din brandurile care are o anumită discreție, n-au niște grile sau, nu știu, design interior, cel puțin, a fost păstrat cam în aceeași notă. Așa că, deja am lungit prezentarea destul de mult, hai să dăm o tură cu această mașină, care e una foarte interesantă. Îmi place în mod special cum au toate ornamentele astea pe aici întrepătrunse și cum mașina aceasta pare că are un design atemporal și mi se pare că a trecut timpul foarte frumos peste ea. Motorul ăsta e foarte interesant că el în esență nu e un motor sportiv, este pur și simplu o motorizare gândită să meargă constant tare. Adică are o construcție sub pătrat. Se turează destul de mult, doar că e gândită pentru liniaritate și trage atât de bine de jos, adică poți să fii și în treapta a treia, la 1200 de rotații pe minut, că în momentul în care apeși pedala, simți un flux continuu de putere, dar fără să rupă pur și simplu sub tine. E vorba de răspunsul pedalei mai mult decât de putere excesivă. Clar, un S55 sau 63 AMG, mai ales alea care au avut o formă de supraalimentare, sunt niște mașini puțin mai intense. Dar și alea sunt gândite tot în stilul autostradă, cum a fost, de exemplu, Alpina B7 și varianta de Alpina lui E38, care a avut un V12 de 6 litri până la urmă. Dar mașina asta, în esență, e un cruiser rapid. Adică, de exemplu, pe autostradă, tu poți să mergi cu viteze de Germania constant. La treapta 6 la 2000 și un pic de rotații pe minut are 110 și proprietarul folosește mașina ca să o tracteze o remorcă de motocross, de exemplu, și pur și simplu e făcută să te distreze, adică nu are potrivirile de turație, trebuie făcute exact, dar nu e o mașină care să se simtă atât de incisiv ca un hot hatch sportiv manual, adică de foarte mult cred că un Audi S3 e mai rapid decât asta, un 2.0 turbo, dar mașina asta are o nuanță interesantă de livrare a puterii. Pentru zilele ei era clar rapidă, dar din punct de vedere modern, la 1.8 tone, 340 de cai, e o putere pe care o are un S4 sau un A6 modern, un Q8 care au motoare de 3 litri cu turbină, în cazul ăsta au fost variante cu compresor înainte, dar parcă tot nu au rafinamentul acestuia. E o mașină care însă e mai rigidă decât sunt Mercedes-urile care aveau suspensii pe perne sau decât E65, E38, ce mai era pe vremea, nu mai zic de W140. Filtrează drumul bine, dar e o mașină mai sportivă, mai rigidă și de asta la început lumea n-a înțeles-o. Pentru că probabil văzând talia, gândindu-se că e o limuzină, trebuie să fie covor magic. Asta nu e chiar covor magic, dar este o limuzină mai pe gustul celor care vor să conducă dinamic. Adică nu-i făcută să mergi bătrânește cu ea, cred că asta ar fi definiția ei. Și trebuie să s-o compare, adică dacă te urci pe ea și n-ai mai mers pe nimic altceva, poate să ți se pară un superlativ. Dacă ai mai mers pe alte mașini similare, constați că toate livrau genul ăsta de putere, doar că într-un stil diferit. S-Class-ul e mai confortabil, seria 7 e cam la fel de sportiv, dar exact cum și acel serie 7 V12 aspirat, nu au fost niște motoare dinamice în adevăratul sens al cuvântului, erau însă niște motoare foarte bune pentru partea de autostradă. Și aici, de exemplu, când iei un viraj complet cu volanul rotit, simți cum mârâie acel torsen. Și cum mașina este tot timpul perfect echilibrată, are o minimă senzație de ridicare de bot, deși tu simți cum te urcă și scaunul e destul de înalt.
Și de asta spun că nu e neapărat o mașină sportivă în adevăratul sens al cuvântului, cel puțin pentru zilele de astăzi, dar e ca o băutură din aia îmbătrânită cum trebuie. Tu nu apreciezi tărimea alcoolului, să zic așa, tăria, ci felul în care miroase paharul când duci băutura la gură, o anumită asprime din asta pe care de obicei o și împerechesc cu un trabuc care chiar se întâmplă să fie pe aici prin mașină și la accelerație a căzut. Dar ce e mișto la mașină e că dacă, de exemplu, ești undeva pe la 60-70 la oră, în jurul la, nu știu, 2000 de rotații pe minut, în viteza a treia și apeși pedala, andiamo, adică ea se duce la 6000 de rotații pe minut, are 140 de km pe oră. Și simți așa o putere continuă, o livrare din asta și mi se pare că felul în care a calibrat proprietarul cutia manuală i-a ieșit foarte bine, pentru că are treptele suficient de scurte, mai ales a treia, încât să se simtă dinamică, dar suficient de lungi în partea de sus, inclusiv a treia, ca să se simtă destul de cruiser lungă, adică nu e un motor care să fie gălăgios. La 120 are 2150 de rotații pe minut. Nici n-auzi motorul, acum abia auzi zona asta de vânt. Și o mașină discretă pe care însă ai timp să o observi, pentru că, nu știu, timpul curge altfel în ea. Și are mici detalii din astea. Are un interior, mi se pare, mult mai futurist decât l-a avut W220 pre-facelift, care avea oarecum un aspect, să zicem, îmbătrânit, dar tot așa într-un format interesant. Era mai clasică. Asta, în schimb, este neoclasică. Asta ar fi diferența. Este un stil precum acela Art Deco pe care l-au avut clădirile din perioada lui Carol al II-lea. Sunt niște clădiri vechi, dar și acum au un aspect destul de modern. Și sunt niște clădiri care cu mobilă nouă par la fel de bine plasate în contextul ăla al anului construirii. N-au îmbătrânit. Și cred că avantajul torsenului la această mașină se simte aici, pe genul ăsta de viraje. Pur și simplu într-un viraj din ăsta tu mai ușor iei curba în accelerație decât în frână, pentru că el mută activ cuplul în timp real și face mașina să fie foarte stabilă. Și ce e interesant este că funcționează atât în accelerație, cât și în frână de motor. Foarte importantă chestia asta, pentru că dacă, de exemplu, dai din a 5-a în a 3-a o inferioară, mașina păstrează proporția asta de cuplu într-un stil inversat și nu pierzi controlul. Nu există niște ruperi din astea de ritm neplăcute. Și diferențialul are acest principiu simplu, că pinioanele care sunt legate la planetare pot învârti pinioanele alea mici transversale, doar că alea între ele nu pot transmite mișcarea. Adică, de exemplu, dacă roata stângă mișcă partea ei, mișcă pinionul ăla perpendicular. Pinionul ăla perpendicular poate să miște pinionul său paralel mic, doar că ăla mai departe nu poate să transmită rotația la roata stângă. Și în felul acesta, diferențialul are un caracter de blocare parțială, o alunecare limitată. Și chiar dacă roata dă în gol, reușește să transmită o parte din rotație dincolo, numai că până la un punct. Dacă roata alunecă complet, alunecând e zero, deci nu are cum să transmită mai departe. Și Passatul B5.5 din față cu sistemul 4Motion a avut exact același tip de diferențial, doar că poate doar în format W8 să fi fost atât de rapid ca asta. Asta e o mașină la care nu prea simți viteza, nici măcar în ziua de astăzi, dar mi se pare că nu te face neapărat să o conduci într-un stil sălbatic. Depinde de cum ești tu ca stil, ca fel de a fi. Dar ea e o mașină relativ discretă și simplă și mi se pare că se simte mult mai bine cu cutie manuală. Și sunetul ăsta de V8 are anumită maturitate atemporală. Pur și simplu este universal valabil. Adică puterile astea acum le scoți din motoare sub 2 litri de multe ori. Adică un 2 litri turbo a ajuns să aibă și 350 de cai în unele situații.
în general le vei vedea pe la 320, 330, 340 de cai. De exemplu, un Golf 8 R are cam 330 de cai. Dar nu se simte la fel ca asta, nu are aceeași chestici. Sunt curios cum ar fi fost dacă puneau torsen și pe puntea spate la generația asta. N-a avut nevoie pentru că sistemul ESP putea să frâneze activ sistemele astea de derapaj și era mai simplu și mai ușor din punct de vedere al greutății să meargă pe o configurație din asta clasică de diferențial deschis, care să aibă control de alunecare din frâne. Are o timonerie foarte precisă, asta îmi place, adică aș mesteca într-una la viteze, ea mi se pare excelent calibrată, dar trebuie să pui totuși accentul pe confort și de asta mașinile astea S nu sunt neapărat un vârf de gamă sportiv, cât o mașină cu puțin mai multă savoare, aromă, păstrând formatul clasic confortabil, climatizări, scaune încălzite cu reglaje electrice, cu memorii, sisteme infotainment, dotări, confort, despre asta este vorba, nu mers pe circuit, dar clar, un Audi S4, un B8 de exemplu, se simte totuși intens, e o mașină sportivă, dar nu e în adevăratul sens al cuvântului un animal de circuit, ca să zic așa. Și ce îmi place cel mai mult la mașina asta este răspunsul la pedal, o chestie pe care numai un motor aspirat natural de calibru mare ți-l poate da. Nu este o motorizare la fel de intensă precum au fost cele turbo din anii respectivi. Cele, probabil un Audi S4 din prima generație, care de fapt era un format de A6, e mai intens decât asta la reprize, mai ales cu tuning. Un 2.0 turbo, un hot hatch, va fi mai intens, e mai ușor, te duce mai tare pe viraje. O chestie interesantă pe care mașina o are, n-a avut-o de fapt, dar a fost în altă generație, Audiurile S4 cu 2.2 aveau frâne UFO, adică etrierul era în interiorul discului și discul era o coroană pe exterior, ca să aibă o suprafață mai mare de frânare și de răcire, dar la varianta Plus cu V8 au primit o configurație clasică cu un disc convențional cum are și asta. Dar sunt niște mici detalii, chestiuni din astea care zic eu că au contat destul de mult și cumva mașinile au evoluat așa frumos și foarte discret, adică numai dacă le compari una cu cealaltă îți dai seama că au semănat destul de mult, dar au și fost destul de diferite în felul lor. Și asta este una din mașinile care vor fi clasice, sunt niște mașini cu o frumusețe discretă, atemporală. Prezența asta contrastului, să zic așa, mai țipător este dat de aluminiu, atât și jante, care sunt tot de aluminiu și sunt singurele chestiuni care răsar în evidență, adică dacă comparăm această mașină care probabil în anii săi era considerată oarecum stridentă, hai să vedem cum arată acum în ochii lumii un seria 7 sau un XM, care sunt efectiv niște mașini țipătoare, ca niște sorcove, interesante în felul lor, dar sunt adresate unui public tânăr care nu știe exact ce a făcut brandul ăla în trecut. Audi a rămas totuși puțin mai discret. Are culori stridente, verzi, fosforescent, chestii din astea, dar a rămas totuși cu o linie discretă. BMW, de exemplu, s-a dus într-un teritoriu mult mai incisiv pentru o gamă nouă de clienți. Că e bine, că e rău, timpul va spune chestia asta. Dar îmi place la Audi că a rămas cu aceeași discreție precum Porsche. Și mixul acela interesant de Audi RS2, care de fapt e un Audi 80 potențat de către Porsche, are acele mici elemente specifice de Carrera, cum ar fi oglinda, care este exact de Porsche, formatul barei față și a stopurilor, care sunt făcute să pară monobloc din lumini în același stil. Și asta ne arată că sunt niște companii care au colaborat intern foarte mișto și acum sunt și parte din același grup până la urmă, își și proiectează unii altora motorizări, pentru că și pe Cayenne și pe Lamborghini Urus și pe Touareg sau Q7 găsești la comun anumite variante de tracțiuni și motorizări care sunt dezvoltate cam de toți din grup. Cam asta a fost prezentarea. Sper că v-a plăcut și știu că a fost mai lungă, dar am vrut să evidențiez în detaliu partea asta de informare, pentru că
E o mașină care cu adevărat are ce să transmită prin discreție și țin minte când eram mic și n-aveam permis, un prieten care avea un Audi 100 din ultimele variante, care avea un interior foarte similar cu asta și știu că m-a mirat de atunci faptul că, mamă, e tracțiune integrală, avea cutia automată cu selectorul ăla foarte frumos și toate butoanele astea multe, așa, care făceau ceva pe acolo, nu-mi dădeam eu seama și era un verde închis mașina, așa cum o țin minte, doar că, din păcate, la un moment dat s-a gândit el să o spele în Argeș, fizic, să bage mașina cumva la nivelul apei și să o spele acolo și evident că a venit un val și a luat o apa și nu știu exact ce s-a întâmplat după aia cu ea, dar erau vremurile alea nebune ale anilor 90 când foarte mulți oameni printr-un anumit context au ajuns să dețină mașini de astea și nu le-au înțeles. Probabil și asta la origine a fost o mașină relativ muncită din moment ce a ajuns la dezmembrări și proprietarul a dat pe ea 3000 de lei. Acum valorează mult mai mult de atât pentru că a pus suflet în ea și a făcut-o să o țină forever. Este pentru el și de asta și folosește cui de tractare, pentru că e pasionat de motocross, merge cu remorcă. Cam asta a fost prezentarea, sper că v-a plăcut și hai în zona de comentarii să vedem voi ce amintire aveți cu genul ăsta de mașini, pentru că sunt convins că ați văzut Transporter, Matrix, Ronin și ați și văzut mașinile astea pe stradă, ați crescut odată cu ele și pare mi se că mulți dintre voi poate ați și avut contact fizic cu ele. Ori le-ați avut, ori ați avut prieteni care au avut așa ceva, că nu trebuie neapărat să fi fost S8, e vorba de generația asta de A8, indiferent de motorizări. La revedere!